Potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, sectoarele economice sprijinite în cadrul prezentei scheme de minimis sunt tehnologie informației, sectorul alimentar, fabricarea mobile, industria textilă, cercetare și inovare științifică și medicală. Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români cu finanțare de la bugetul de stat a fost lansat luni de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin publicarea anunțului de deschidere aferent primei sesiuni. Programul urmărește stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe piețele externe și dezvoltarea de parteneriate în vederea internaționalizării, precizează oficialii în cadrul unui comunicat. Bugetul alocat prezentei sesiuni de depuneri a cererilor de înscriere este de 7,8 milioane de lei, în timp ce pentru perioada 2017-2020 se ridică la 71 de milioane de lei. Numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000. Prin acest program se finanțează participări ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional, organizate în afara țării cu stand de prezentare a produselor sau serviciilor, precum și participarea la misiuni economice. Finanțarea se acordă operatorilor economici în sume fixe de tip sprijin forfetar, astfel 25.000 de lei pentru participarea la târguri și expoziții internaționale și 10.000 de lei pentru participarea la misiuni economice internaționale. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Potrivit grilei de evaluare a cererilor, vor obține punctaj suplimentar firmele care au ales ca piețe țintă zone non-euro, cu prioritate Africa sau Asia, care dețin brand propriu și un site într-o limbă de circulație internațională.